Bun găsit, dragi prieteni, la horoscopul săptămânal oferit de site-ul zodiacul.ro pe care vă invit să-l vizitați. În continuare vom analiza săptămâna cuprinsă între 11 și 17 noiembrie, săptămâna care vine ca un fel de mică furtună după săptămânile liniștite care au trecut. V-am spus perioada pe care am analizat-o anterior că a fost liniște. Ei, de data aceasta avem niște uh, tensiuni. Avem uh, un pic de provocare. Am impresia că am stat așa în liniște și am așteptat să se întâmple ceva. E bine, acum se întâmplă. Idealurile noastre nu se prea potrivesc cu ce ne place să facem. Pentru ca să ne atingem un ideal, sau pentru că să ne îndeplinim un vis, ceea ce e cam tot una trebuie să facem un efort pe care nu prea suntem dispuși să-l facem. Avem sentimentul că sunt lucruri care nu corespund cu nivelul nostru de pregătire și efortul pe care trebuie să-l facem este unul mult, mult prea mare sau sub nivelul pregătirii noastre. Și atunci apare un soi de contradicție. Dacă ne analizăm cu mai mare atenție țintele pe care ni le-am propus, s-ar putea să constatăm că tocmai această perioadă, 11-17 noiembrie, este perioada cea mai ofertantă. Pentru că este o perioadă care ne prezintă foarte clar ce avem de făcut, de fapt. Că ne convine, că nu ne convine, în general, idealurile sunt foarte greu de atins și uh, ele uh, cer sacrificii. Uh, sacrificiul pe care trebuie să-l facem acum este acela de a fi punctual muncitori și uh, foarte, foarte foarte responsabili în ceea ce dorim să facem. Iată că avem uh, parțial răspuns la întrebare, dar uh, să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în uh, contextul acesta. Berbec. Foarte interesantă săptămâna pentru nativii berbei, pentru că au o provocare care vine din diferența dintre dogma, dogma aceea severă, încruntată, care îndeamnă la încruntat și la culori sumbre, și o filozofie foarte frumoasă de viață, care pur și simplu se opune dogmei religioase, și de aici poate să se nască pentru nativii, pentru nativii berbe, scuze, un, un, fel de conflict interior. Uh, nu e mai puțin adevărat că nativii se informează. S-ar putea ca o anumită informație nouă pe care nativii o primesc să provoace acest conflict. Pe de altă parte, mai există un conflict la nativii berbec și anume acela că Venus intră în casa 10-a, casa relațiilor profesionale, a activității profesionale, de fapt, și nu neapărat a activității propriu-zise, cât a poziției pe care nativul o ocupă la locul de muncă și nativul tinde să ocupe o poziție care îi place foarte mult. Sau din poziția pe care o ocupă poate să creeze, foarte să, da, să lanseze în colectivul în care lucrează foarte mult armonie. Abia când îi place mai mult la locul de muncă, Nativul tinde să vrea să fie puțin lăsat în pace. E, aici există un conflict. Mai tare îmi place ce fac, dar tare aș mai sta așa eu cu, cu ideile mele. Sunt convinsă că Nativul o să le împace pe amândouă pentru că reușește să scoată la suprafață din adâncul ființei lui o anumită energie. O energie care îi dă lumină și care, de fapt, da, care îl luminează. Și s-ar putea uh, să ilumineze mintea. Mintea, mm, nu știu, uh, poate nu m-am exprimat bine, sinele interior să, să primească o lumină, uh, o lumină, o sensibilitate anume care să acceseze exact acel nivel de, de uh, cunoaștere de care are nevoie. Taur. Provocarea săptămânii pentru nativii tauri este ca au impresia că li se ascunde ceva. Nu știu, s-ar putea chiar să li se ascundă ceva, dar nativii au posibilitatea să treacă peste această uh, situație uh, sau să scoată la suprafață, să, să reușească să uh, găsească ceva ce li se ascunde. În orice caz, tensiunea este una interioară. Uh, este un crez foarte bine înrădăcinat în ținele lor interior că ceva li se ascunde. Uh, este foarte posibil ca intuiția să-i ajute și să-și găsească exact partenerul de afaceri potrivit, astfel încât să scoată la suprafață toate aceste mici neajunsuri, dar s-ar putea să aibă multă, multă bază și în partenerul de viață, care s-ar putea să-i insufle așa acea, acel sentiment de care au nevoie ca să Reușească să, -și, să se valorifice, să-și valorifice tot bagajul de cunoștințe pe care l-au acumulat în această viață ca să poată să-și câștige bani, sau bagajul de cunoștințe pe care l-au acumulat în această viață ca să poată să-și administreze niște bunuri de valoare pe care le au, sau e, efectiv să-și valorifice știința lor, cunoașterea lor. Deci, în această săptămână este esențial să. Arunce un ochi către partenerul de viață sau către partenerul de afaceri, pentru că s-ar putea ca de acolo să vină uh, inspirația potrivită. Gemeni. Provocarea săptămânii pentru nativii gemeni este lipsa de perspectivă. Pentru că nativii iau în uh, calcul foarte multe elemente, uh, iau un calcul, în special, uh, relația lor cu ceilalți, uh, iau în calcul, de exemplu, Calitatea comunicării lor cu partenerii de afaceri, chiar și calitatea comunicării lor cu partenerul de viață, iau un calcul și au sentimentul că nu mai există perspective. Perspective de, vi de viitor sau perspective de a diversifica ceva, activitățile lor, grupul de prieteni. Preocupările de zi cu zi, și așa mai departe. Lumina vine din, exact din ceea ce gemenii știu să facă cel mai bine: să analizeze și să, să sintetizeze niște informații pe care au, au primit-o. Uh, nu știu dacă termenul de a sintetiza informația este cel mai potrivit. Uh, nativii au o abilitate extraordinară în a transmite, a primi și a transmite informații, a face schimb de informație, uh, a face schimb de idei. Și acest schimb de idei pe care îl fac cu o viteză extraordinară uh, vine în ajutorul lor. Și este posibil ca exact prin niște idei raționale să li se deschidă niște perspective, de care nativii în această perioadă au nevoie. Pe de altă parte, s-ar putea ca nativii gemeni să aibă o relație destul de neplăcută cu prietenii din partea cărora vin niște constrângeri, dar niște constrângeri cu care nativii nu sunt de acord pentru că ei doresc un anumit echilibru în relație în acest moment și dezacordul cu grupul de prieteni îi le provoacă o oarecare tensiune. Dar și aici analiza atentă a situației poate să facă lumină. RAC Provocarea săptămânii pentru nativ RAC este munca decisivă. Muncă enormă. Și au asumat niște responsabilități la locul de muncă sau poziția pe care o ocupă implică niște responsabilități atât de importante, încât nativul muncește. Nu știu dacă este o muncă fizică, este în orice caz o muncă de, care implică multă mișcare. Mișcare de idei, comunicare foarte multă, mișcare fizică, deplasări. În orice caz, această situație îl cam tensionează pe nativ, dar se pare că va ieși la liman cum? Folosindu-și foarte mult intuiția. Are un simț practic deosebit, intuiește exact acele lucruri de care are nevoie în această perioadă și s-ar putea ca intuiția să le spună exact cum să-și reducă bagajul de deplasări pe care îl are de făcut, numărul de deplasări și bagajul de informație pe care îl primește sau pe care trebuie să-l să schimbe. Sau mai este posibil ca nativul să constate că dispune de niște abilități de care nu bănuia până acum. Este o perioadă de criză în care ies la suprafață anumite calități, de care nativul acum are nevoie, și acestea acum uh, ies la suprafață. În orice caz, uh, este destul de impulsiv nativul, impulsiv în sensul bun al, cuvintul, uh, al cuvântului, pentru că dorește să-și valorifice anumite calități pe care le are și care constituie pentru această viață un micului tezaur. Leu. Provocarea săptămânii pentru nativi leu este tocmai un fel de pană de idei, pentru că sunt foarte prinși în a -și, uh, uh, folosi cunoștințele pe care le-au dobândit până acum. Ele constituie o bază solidă, dar este, baza este atât de solidă încât nu poate fi penetrată. Și atunci uh, ideile vin mai greu, Nativul, în această săptămână, este perfecționist. Are sentimentul că nu știe suficient, că el ar trebui să cunoască mult mai multe lucruri, și știe prea puțin față de ceea ce are el de făcut. Pe de altă parte, el vrea să-și organizeze locul de muncă. Nu este atât de interesat să facă ceva interesant în această săptămână, este interesat să se organizeze și să-și creeze o uh, atmosferă plăcută tocmai uh, la locul de muncă. Și atunci îl interesează mai puțin partea de filozofie, de cunoaștere, de știință, de, de a-și aplica uh, cele mai înalte cunoștințe în uh, munca de zi cu zi. Uh, asta se întâmplă la începutul săptămânii, pentru că către sfârșitul săptămânii începe ușor, ușor nativul să devină foarte, foarte creativ și efectiv parcă se aprinde. Soarele intră pe casa lor a inimii, a creativității, și nativul începe să-i încep să clocotească ideile în minte. Pe de altă parte, s-ar putea ca provocarea săptămânii pentru nativul uh, uh, Leu să constea într-o discuție mai puțin plăcută cu persoana iubită uh, referitoare la o călătorie lungă pe care nativul o tot întârzie și s-ar putea să o întârzie exact din acele considerente pe care le-am spus până acum de vrea să-și organizeze locul de muncă, vrea să facă curățenie, vrea să facă ordine, are prea multe de făcut și tot amână o călătorie, fapt pentru care persoana iubită este ușor, scuze, ușor deranjată. Asta la începutul săptămânii, pentru că către sfârșitul săptămânii și în acest domeniu se aprinde flacăra. Fecioară, dacă e să vorbim despre provocările pe care le a nativul fecioară în această perioadă, acestea vin din dragoste, dintr-o problemă de inimă care nu corespunde cu realitatea pe care nativul și-a imaginat-o. Are sentimentul că de undeva, de departe, vine ceva ce i-a fost ascuns, și acest lucru îl îngrijorează pe nativ. Să vorbim puțin de bani. Banii sunt pentru o problemă care privește fie o investiție în casă, fie o investiție în valori imobiliare, sau niște bani care vin dintr-o investiție pe care nativul a făcut-o într-o casă, pentru casă, sau ceva valori imobiliare. S-ar putea ca o parte din nativii fecioară să facă un contract sau să aibă un rezultat mai puțin îmbucurător cu privire la un proces pe care l-au avut pentru ceva valori imobiliare. Nu știu dacă rezultatul procesului este unul defavorabil neapărat nativului, dar în orice caz este unul care să creeze o anumită tensiune și să îndemne la niște discuții viitoare. În ce privește problemele profesionale, acestea par să se amelioreze, dar nativul are nevoie de creativitate. Are nevoie de niște idei pe care să și le și promoveze. Balanță. Provocarea săptămânii pentru nativii balanță este cicăleala. Vorbe prea multe pentru că analizează mult prea, mult prea în amănunțime anumite lucruri și vorbele pe care le spun sunt mult prea înalte pentru situația care s-a creat. Situația pare destul de simplă, este o situație rudimentară și pentru această situație se creează și se, se, fac foarte multe vorbe. Cu toate acestea, nativii sunt în vogă, sunt, reușesc, să -și, reușesc în această săptămână să se promoveze, să-și promoveze, de fapt, acea parte a, a ființei lor care, Poate, care, pe care o pot valorifica în această viață, în această lume materială. Pe de altă parte, aș spune că există tativi balanță care cu multă muncă și cu o muncă care efectiv îi tensionează să vor câștiga niște bani vor, sau vor pune bazele unui contract care să le aducă ceva mai mulți bani decât până acum. Dacă mă uit la problemele de dragoste, viața romantică se bazează, sau mă rog, se ajunge în cadrul acestei vieți romantice tot la niște vorbe prea multe spuse, și am sentimentul că nativii, împreună cu persoana iubită, filozofează prea mult pe o chestiune foarte simplă, care înseamnă iubire, care înseamnă relație, care înseamnă. Niște lucruri spuse direct, niște lucruri pe care nativii efectiv le încalcesc din dorința de a le face să fie și mai bine, din dorința de a aduce relația pe un, pe, pe, pe un alt nivel. Aceasta este, de, de fapt, dorința de a aduce relația pe un nivel superior. Banii v-am spus, există. Există premisele unor contracte noi, unor noi angajamente, iar nativul reușește în această perioadă să se valorifice foarte bine. Scorpion Provocarea săptămânii pentru nativii scorpioni este una care ține de pasiune, de, de un hobby, de o pasiune sau de o relație romantică de-a dreptul pasională și pentru care nativul scorpion nu găsește cuvintele potrivite. Și este posibil să se. nu neapărat să se strice ceva, dar să apară tensiuni între persoana iubită și nativul scorpion. Pe de altă parte, s-ar putea ca na, săptămâna să fie și mai puțin fericită pentru aceia dintre nativi care au un viciu sau care uh, scapă în această săptămână într-o zonă mai puțin, uh, mai puțin interesantă, aceea a eventual a alcoolului sau a altor substanțe, jocuri de noroc, pentru că aici s-ar putea să pe de o parte să piardă niște bani, pe de altă parte și foarte probabil să piardă controlul. Și este vorba de un control pe care pentru nativi Scorpion este esențial. Pe de altă parte, nativii scorpioni sunt aceia care merg până în pânzele albe în momentul în care în momentul în care fac ceva bun sau mai puțin bun. De aceea aș uh, propune ca nativii Scorpion să fie foarte, foarte atenți în această perioadă. Uh, faptul că soarele este în Scorpion și nativii au o putere și fizică și morală foarte bună și sunt luminați și sunt uh, în, uh, în, în, în plenitudinea forțelor lor s-ar putea să-i ajute și pentru aceia care doresc cu adevărat să evite o situație neplăcută, îi asigur că vor reuși și mai mult decât atât sunt nativi care pot această situație sau situații de genul acesta să le întoarcă efectiv în favoarea lor. Săgetător. Nativii săgetători sunt provocați în această săptămână de o mișcare. Acum, această mișcare poate să fie fizică, adică trebuie să plece într-o deplasare, să se miște undeva, și nativilor nu le convine acest lucru, pentru că pur și simplu sunt ușor devitalizați. Este o săptămână de rugăciune, de meditație, de retragere, de introspecție, și mișcarea fizică este mai puțin binevenită în această perioadă. Și atunci, nativul care dorește să fie lăsat în pace să fie, el cu el, să fie lăsat el cu el într-o într-o retragere relativă, este îndemnat la mișcare. Mișcarea poate să fie mișcare de vorbe, multe informații, multe informații pe de care nativul nu are chef, informații dintre aceasta rațională care vine una după alta, telefoane, fel de fel de uh, vești. Poate să fie și mișcare mentală și nativul vrea să fie cu mentalul uh, foarte sus. Introspecție, relația cu divinitatea, relația cu universul sunt uh, uh, chestiuni de înaltă vibrație și nativul acolo vrea să fie, nu vrea să fie cu mintea la tot felul de amănunte din această lume înconjurătoare, din această lume rațională în care trăim. Deci asta ar fi provocarea săptămânică, este obligat să facă ceva, pe lângă ceea ce el simte că dorește să facă. Acum, eu, ca astrolog, sunt de părere că poate să le facă pe amândouă, pentru că nivelul rațional poate să fie controlat și atunci trebuie să-și controleze uh, cu foarte. Fă, fără uh, risipă de energie și mișcarea fizică, și mișcarea emoțională, și mișcarea mentală și să rămână. Cel puțin o parte din uh, timpul pe care îl are în fiecare zi să rămână în lumea lui. Este absolut liber să o facă și poate să o facă, nu are nevoie să stea în lumea lui 24 pe ore, de ore pe zi. Uh, această lume nevăzută, lumea noastră interioară, poate să fie accesată la nivelul minutelor. Deci asta aș, de acest lucru aș fi de o de părere că are nevoie nativul de un fel de detașare și de delimitare foarte bine a ceea ce înseamnă, a ceea ce este rațional și ceea ce este dincolo de rațiune. Capricorn. Pentru nativii Capricorn, provocarea săptămânii este pesimismul. Pesimismul vine din faptul că nativul s-ar putea să aibă probleme financiare. Există și nativi care sunt pesimiști din cauza că mintea lor vrea să aprofundeze niște lucruri ceva mai spirituale uh, și uh, niște obligații ma materiale, obligații, obligația de a fi prezent acolo unde trebuie uh, pentru ca să rezolve niște probleme în această viață materială în care trăim, uh, îl, îl disturbă de la, de la ceea ce simte el cu adevărat. Uh, este foarte posibil ca... Să-l încurajeze în această stare în care se află și să, să constituie un motor pentru el faptul că are vizibilitate la locul de muncă. La locul de muncă este văzut, este urmărit, are autoritate, este ascultat și atunci acest lucru îl motivează să treacă peste. Această tensiune, care este practic, este o tensiune a lui interioară. Deci este o tensiune între ceea ce dorește să facă acum, ce simte nevoia să facă, și uh, la cel uh, îndeamnă responsabilitățile. Ei bine, responsabilitățile profesionale primează de data aceasta. Uh, părerea mea este că. Trebuie însă în această situație și la acest aspect pe care îl are săptămâna pentru nativul Capricorn, trebuie să-și îngăduie însă și niște minute în care gândurile să-i fie orientate către el însuși, către sinele lui interior, către meditație, către rugăciune. Vărsător. Pentru nativii vărsător, provocarea săptămânii este perfecționismul. Nativul se simte extrem de responsabil, la serviciu vin foarte multe, vine foarte multă informație, foarte multă mișcare, foarte multă comunicare, telefoanele zvârneie în continuu și fiind foarte responsabil, acest lucru îl umple de tensiune. S-ar putea să fie o stare să aibă nativul cap, vărsător, pardon, nativul vărsător s-ar putea să intre într-o stare care se consideră depășită. Norocul este că intuiția o să îl ajute să acceseze din mintea lui, din ființa lui, exact acele cunoștințe sau acea cunoaștere, acea experiență exact de care are nevoie ca să iasă din această situație. Experiența poate să-i spună că înțelege altfel informația care este adresată, întrebările care îi sunt adresate și reușește să, fără consum foarte mare de energie, să spună ce are de spus sau să acumuleze ce are de acumulat și să prelucreze în același timp, fără să aibă acea greutate a responsabilității. Că, oricum, indiferent ce responsabilitate ne asumăm, aceasta apasă asupra noastră. Indiferent cât ne place sau nu ne place să facem ceea ce facem, apăsarea există. Ei bine, de data aceasta, cunoașterea pe care a dobândit-o, experiența pe care a dobândit-o până acum, îi mai ușurează din, din această apăsare și trece cu bine provocarea săptămânii. Pești. Pentru nativii pești, provocarea săptămânii constă în comunicare. Comunicare sau mișcare? Mișcare mentală, mai degrabă. Este vorba de anumite informații care nu vin la timp sau uh, niște informații pe care nativul nu le-a trimis la timp sau o anumită informație pe care o accesează în, din bagajul lor de cunoștințe acumulat până acum, din propria lor uh, minte, din propria lor memorie și nu o accesează la timp, nu o găsesc. Nu, undeva, undeva mentalul este uh, deranjat. De prea multe probleme. Norocul stă în faptul că nativul reușește să ajungă să scoată la suprafață, din profunzimea ființei lui, să scoată la suprafață o anumită abilitate, aceea de a teatraliza. Adică, în momentul în care are o nesiguranță, are o inspirație extraordinară de a. De a, de a cosmetiza situația. Nu este vorba de minciună, nu este vorba de ceva ce ascunde. Este vorba efectiv că parcă îi vin ideile una după alta și nu știe nici el de unde. Pentru că acelea pe care le-a accesat la nivel rațional, la, mai mult l-a încurcat. E bine, la un moment dat se întâmplă un declic și iese la suprafață ceva ce nici lui nu i vine să creadă. Părerea mea ca astrolog este să lase să iasă la suprafață. Bineînțeles, control trebuie să existe, adică nu, nu dăm la o parte orice fel de orice minim de control. Dar să lase la, să iasă la suprafață ceva, pentru că ceea ce iese la suprafață în această perioadă, pe care o analizăm acum, respectiv 11-17 noiembrie, este de bine.